Bună seara, stimați telespectatori! În această seară avem o invitată de excepție, pentru că vom vorbi despre un eveniment despre care tot anunț de fiecare dată, dar acum voi avea o susținere foarte puternică din partea unei persoane care chiar se ocupă de acest eveniment împreună cu o echipă. Deci în această seară vom vorbi despre un subiect care este pe buzele tuturor și care ne pune întrebarea dacă, într-adevăr, merită sau nu merită să vorbim despre el. În primul rând vreau să vă prezint invitata. Invitata este Diana Filimon, care este o psihoterapeută formată în școala de psihoterapie experiențială și hipnoterapie, este psiholog clinician și este preocupată foarte mult de o temă despre care vă spuneam că nu știu dacă mai merită astăzi să vorbim despre ea sau nu, și anume este preocupată de tema infidelității, dar profit de faptul că dânsa împreună cu o echipă și alături de ea mai este și Doina, despre care o să ne mai spunea câteva lucruri, se ocupă de organizarea acestui a treia conferință națională de psihoterapie experiențială și hipnoterapie, care are o temă foarte generoasă, care are un logo extraordinar, și aș vrea, Diana, să ne spui câteva lucruri despre ce se întâmplă, apropo de organizare, că foarte mulți din țară vor veni la această conferință. Vreau să ne spui câteva despre organizare, câteva lucruri despre loc și despre persoane luminate care ne ajută și, bineînțeles, despre logo-ul acestei conferințe, care pentru mine este un lucru deosebit. În primul rând, bună seara și bună seara. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Sigur că da, este vorba de cea de-a treia ediție a conferinței naționale de psihoterapie experiențială și hipnoterapie, organizată la Galați, în cadrul Universității Danubius, împreună cu Facultatea de Relații Internaționale și Comunicare, specializarea psihologie. Avem în sfârșit și o facultate de psihologie care ne va susține foarte mult în prezentări și, sigur, în programele pe care le vom lansa în viitor pentru viitorii studenți. Ca să citez un anfitrion al acestei conferințe care se află chiar în fața mea în această seară, avem de-a face cu oameni, nu știu despre cine este vorba, urmează să aflăm pe parcurs. Este vorba de oameni cu viziuni cosmice, pentru că altfel nici nu s-ar fi putut organiza un asemenea eveniment unic, de altfel în România. Este vorba de domnul rector Andy Pușcă, este vorba de Oana Drăgănescu. Deci două persoane pe care le cunosc, dar două persoane cheie și care într-adevăr au o viziune holistică, cum ai spus, o viziune cosmică, pentru că a vorbit despre educație, sexualitate, cuplu și spiritualitate. Nu putem este la îndemâna oricui. Așa sigur este. Că da. Așa și este. Pentru asta era nevoie de persoane care, într-adevăr, nu numai că să înțeleagă, dar să aibă deschidere către ceea ce noi sigur dorim da. Să facem. Pe această cale tind să le mulțumesc. Și eu le mulțumesc și îți mulțumesc și ție, pentru că reușești să faci atât de multe lucruri împreună cu Doina. Sigur, Doina este foarte discretă. Abia aștept să o prind aici la emisiune, dar nu se lasă, că ea tot timpul e ocupată. Va veni, și pe tine, da, și pe tine te-am adus foarte greu, dar în sfârșit stelele au fost favorabile. De partea noastră. Okay. Bun, am înțeles. Okay. Da, în legătură cu acel logo-ul acela care este foarte frumos, stimați telespectatori, îmi pare rău că nu l-avem afișat aici, este un logo extraordinar. Este vorba de două lebede care simbolizează fidelitatea, ideea de parteneriat în cuplu, de acest concept de a fi împreună, de doi. De iubire profundă, de fuziune la nivel foarte intim, cosmic chiar, da. Energetic. Da. Simbolizează de altfel și grația, puritatea, frumusețea, toate astea la un loc. Și în același timp, jocul dintre ape și trestii, dintre trestii și ape și întotdeauna de miracoluri și vraja care se petrece între două lebede, care pe de o parte, dacă ne uităm la culoare, când o să le vedem, sunt și energia pozitivă, energia negativă, yin-yang, este o formă foarte subtilă, nu știu cine a avut ideea, dar este o idee extraordinară care pe mine mă încântă, fiindcă, așa cum ai spus și tu, dintr-o dată dau o culoare cu totul și cu totul aparte conferinței, fiind vorba de fidelitate, de iubire, de grație, de perenitate, de a fi împreună pentru totdeauna. Așa este. În hinduism vorbim de cele două lebede, pe
care le cheamă Ham, respectiv Sa, care plutesc în mintea divină, hrănindu-se din mierea lotusului înflorit al cunoașterii. Despre asta deci vorbim. Suntem și în uitați cunoaștere, cât de profund suntem și în este... lotus, suntem și în divinitate. Este exact ce și-a propus această conferință. Această conferință. Nu vreau să pledăm prea mult pentru asta, pentru că te-am adus de fapt ca să ne ajuți să descoperim ce se întâmplă într-o societate care, vedem, se grăbește, în care rata divorțialității este foarte mare, așa este, în care rata căsătoriei este din ce în ce mai mică, asta neînsemnând că el și ea nu se găsesc și nu sunt împreună. Și cu toate că sunt împreună, acest virus sau acest microb sau această ispită care se numește infidelitatea se află pe buzele tuturor. Vreau să te întreb și cu ocazia asta provocarea este gata. Merită să fii fidel astăzi? Asta depinde de percepția fiecăruia și de ceea ce înseamnă pentru fiecare a fi fidel. Infidelitatea, trebuie să recunoaștem că este un eveniment la fel de marcant cum este apariția unei boli într-o familie. Ca și îndrăgostirea. Tot un eveniment. Ca și îndrăgostirea, tot este exact. O boală. Exact. Îndrăgostirea este o boală. Este o boală rea de tot. Adevărat. Sau, și infidelitatea este tot o boală foarte rea. Nu știu care din ele ne vindecă. Da. Sau apariția unei dispariția cuiva drag. Sigur că da. Și aici mă refer la un copil, Doamne ferește. Sau declanșarea unui război. Deci este la fel de marcant ca aceste trei evenimente pe care le-am menționat adineauri. Trebuie să recunoaștem că infidelitatea este pe cât de provocatoare și interesantă, pe atât de alunecoasă. Pentru că nu există în literatura de specialitate o definiție universală acordată acesteia. Bine că nu există, mă, dacă nu și aici există. Am avea... E ca și cum am cere să avem o definiție universală a iubirii. Dacă avem definițiile iubirii, ne suntem în concept, suntem un DSM 5, 6, 7, 8, suntem niște numere și cu asta s-a terminat. Da. Dar, da, spune-te, loc, ce nu, vrei să voiam să adaug faptul că nu, oamenii de știință nu au ajuns încă la concluzia unde începe infidelitatea și unde se termină. Care este momentul exact de ieșire de sub auspiciile fidelității? Și unde anume începe infidelitatea? Tocmai această sensibilitate în ceea ce privește limita este provocatoare și alunecoasă. Bun, aici ai darul extraordinar de a ne duce în partea teoretică. Noi suntem clinicieni. Clinicieni. Și știi că oamenii spun, doamne, ce aceea, cum se mănâncă și la ce duce. Și dacă așa mai este. Există izbăvire, au ba. Sigur pentru că, da. Dacă o luăm așa ca virgulă concept, este impregnat oarecum de o atmosferă oarecum religioasă, pentru că la nivel de știință, deci la nivel de biologie, când vorbim de infidelitate, parcă suntem într-un SF. Așa este. Dar ce se înțelege prin infidelitate sau prin infidelitate ca să vedem unde vrei să ne duci? Unde vreau să vă duc? Nu vreau să vă duc, vreau doar pe drumuri bune să vă duc. Așa, fii binecuvântat. Da, așa, da. Mulțumesc tare mult. Ideea este că infidelitatea este un concept nou în literatura de specialitate, sigur că da, și diferă de la cuplu la cuplu. În funcție de ce percepție are fiecare partener din cadrul cuplului respectiv, putem vorbi de infidelitate sau nu. Adică, mie mi se poate părea bizar că partenerul meu de relație adresează unei femei cuvântul te pup, am plecat. Deci cu chestia asta îți dai seama că mesajele care toată lumea le folosește și este atât de cursiv, te pupi ca și cum îi spui cuiva... Te pup, am plecat. Da. Ne vedem. Asta ține de o limită a mea mult mai sensibilă decât a altora. În schimb, există persoane cărora cuvântul te pup sau te îmbrățișez sau te sărut sau te iubesc face parte din cotidian. Face parte din normalitate. Da, despre asta vorbim. De cei care sunt în lumea artiștilor, adică te pup, te iubesc, asta te este iubesc, o chestie... Sigur că da. Deci este vorba de limita aceea care este mai mult sau mai puțin sensibilă în funcție de constructul sau de percepția fiecăruia.
Bine, așa ca virgulă concept, sigur, este o achiziție nouă a științei, dar despre fidelitate, dacă o luăm din intenta religioasă, tot timpul se vorbește de partenerii care el și ea alcătuiesc un singur trup, își lasă mama, tata ca să fie împreună, asta așa presupunând este. Că altceva nu mai există. Așa da? Este, da. Și totuși, deși se cultivă această fidelitate, marele nebunii care duc la infidelitate sunt chiar admirate. Marile iubiri în care sunt, da. Care înseamnă trădări ale partenerilor, fac parte dintre marile subiecte, romane, filme care atrag. Ce sigur facem în da. Situația asta? Pentru că ați pomenit cuvântul trădare, vreau să mai adaug și alte nuanțe. Ideea de înșelare, ideea de relație extramaritală în cazul unui cuplu căsătorit. În Biblie se vorbește de prea curvie. Deci de prea curvie, curvie, sigur da. Că da. Sunt concepte asupra cărora s-a căzut de comun acord să fie înglobate în definiția infidelității. Deși am precizat la începutul emisiunii că nu există o definiție universală a acesteia. În schimb, aceste concepte de relație extramaritală, relație extradie, adică înșelare, trădare, s-a căzut de comun acord ca ele să fie înglobate în cadrul acestei definiții. Și înglobându-le, rezolvăm ceva? Și înglobându-le, care avem niște puncte noastră? Comune de care să ne agățăm. Atunci înseamnă că dacă noi analizăm calitativ conceptul, sigur vom descoperi da. Nuanțe care ne fac fie să fim liniștiți, fie să ne se face parcă părumăciu, că la absolut, mine nu-i cazul. Absolut. Dar oricum, este în regulă, da. În societatea în care trăim, a apărut și sintagma relații pe internet. Relații online, care intră tot sub umbrela infidelității. Asupra căreia au căzut de comun acord specialiștii să... Adică tu vrei să spui că această mare Biblie care este netul netul. Invită la infidelitate? Ne invită din ne toate atrage. Unghiurile. Din toate unghiurile ne invită la infidelitate. Păi, spuneai tu că infidelitatea e multifacetată, etc., etc. Este multifacetată, netul, ca și omul de altfel. Este puțin spus să spui despre o persoană că este bipolară, este multipolară și fiecarei fațete îi atribuim anumite nevoi, anumite sensibilități care țin de motivația pentru care persoana respectivă intră sau nu într-o relație extradiabilă. Bine, dacă tot ai spus că chiar vreau să ajung aici, totuși tu te o preocupă. Tema nu vorbim acum pentru prima dată, este o temă care pentru tine văd că este ca un fel de drum în viață ăsta. Ăsta este drumul tău, domne, asta vrei să studiezi. Nu știu dacă vei reuși într-un final să ne dai și soluții. Dar hai să vedem ce anume duce la infidelitate, pentru că e ușor să azvâr conceptul, să spui, acum spărgeți-vă capul. Așa este. Ce anume ne duce la infidelitate? Da. Există anumite trăsături de personalitate care ne duc către infidelitate. S-a vorbit și se vorbește despre Don Juan, despre bovarista, despre narcisistul. Ca tipologii, ca deci tipologii sunt ale personalității care ne îndeamnă și sunt mult mai deschise către infidelitate. Când spunem bovaristă, ne referim la o persoană de sex feminin, evident, care încurcă borcanele, deci adică încurcă visează, lumile, da, visează, confundă lumea reală cu lumea imaginară, pe care și-o închipui, pe care și-o imaginează. Asta se leagă și de ceea ce noi, ca terapeuți, folosim conceptul de proiecție, în care noi proiectăm, sigur, așa ne este, proiectăm așa viitor, este. Proiectăm evenimente, dar în aceste proiecții, în mod sigur, introducem persoanele dragi. Așa și aceste este. Persoane dragi sunt introduse, sigur, într-un scenariu care, culmea, ne dă foarte multă forță. Eu cred că fără aceasta, dacă vrei, infidelitate la nivel spiritual, eu cred că partea spirituală ar suferi cumplit. Asta este părerea mea. Așa este și aș asocia, sunt de acord cu dumneavoastră, aș asocia ceea ce ați spus cu ideea de fantezii sexuale care sunt
universale și normale într-un cuplu. Normale? Absolut. A, deci sunt îți dai seama normale. Că toți bărbații acum se aplaudă. Sunt femeile, normale. Nu știu dacă bărbații te aplaudă gândindu-se că propriile lor partenere, soții, iubite, amante, logodnice, etc., s-ar putea să aibă fantezii sexuale. Sunt normale, dar știți de ce? Pentru că duc la îmbogățirea vieții de cuplu. Să mor tu? Nu vreau să mor acum. Mă lăsați-mă să trăiesc un secol. Eu vreau să trăiesc. Deci ceea ce spui, deci fanteziile sexuale duc la îmbogățirea vieții de cuplu. Adică sigur la că îmbunătățire da. Din punct de vedere calitativ. Deci calitativ relația de cuplu da. Se îmbunătățește. Spiritual, din toate punctele de vedere. Și sexual, fantezii? Sigur că da. Dar în momentul în care partenerul celălalt nu este deschis fanteziilor sexuale ale partenerului sau partenerii lui de cuplu, atunci apare infidelitatea. Păi atunci acesta se duce și își satisface aceste nevoi în altă parte. Adică vrei tu să-mi spui că între fanteziile masculine, știi, sunt câteva teme foarte clare. Fantezia cu asistenta medicală, cu secretara, cu școlărițele. Ok. Deci vrei să spui că aceste fantezii pot să facă un cuplu să trăiască experiențe care să-i facă fericiți, da? Sigur că da. Ok. Sigur cu condiția, da. Spui tu, ca și ea să intre sau el să intre în jocul acesta al fanteziei. Dacă nu, da. Acum... desfășori explicația ta, pentru că vreau, bineînțeles, să te atac. Atacați-mă place, din atac. Toate unghiurile. Okay, da, sunt dispusă. Deci vedem că dacă ea sau el nu se integrează în acest joc, unul din cei doi care nu acceptă... Devine transgresor. Transgresor, ok. Și va apela... Și va apela la serviciile altui partener sau altei partenere extra diadice care îi va satisface aceste nevoi. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă de acum infidelitate? Din punct de vedere moral, da. Din punct de vedere moral, da. Pentru că trebuie să recunoaștem că nu există absolut niciun contract scris care să precizeze noțiuni legate de infidelitate. Adică singurul contract spui... scris este acela care are loc la căsnicia, la cununia civilă, respectiv adică cea să religioasă. Spui... Okay. Diana, vrei tu să-mi spui că dacă într-un cuplu ei au fantezii sexuale care sunt legate eventual de un alt partener, dar sunt în cuplu și le acceptă, este o chestie morală, în regulă. Dar dacă acest se duce contract către moral altcineva... este unul tacit. Acest contract okay. este unul moral, este unul tacit. Da. Și, dacă e cu tacitul, înseamnă că s-a rezolvat tot. Da. Bun, am înțeles că aceste fantezii care sunt un fel de premergătoare. Așa nu? Este, așa este. Premergătoare da. În ceea ce privește infidelitatea, aceste fantezii totuși sunt numai. Acceptate. Și nu numai, și gradul de satisfacție în cuplu. Cu cât asistăm la un grad mai scăzut de satisfacție în cuplu, intervine același tip de comportament. Dacă tot ai deschis cutia cu maimuțe, hai să vedem ce înseamnă satisfacție în cuplu. Apropo de evenimentele care în scurt timp se vor putea manifesta, și anume infidelitatea. Ce înseamnă? Când vorbim de satisfacție maritală sau diadică, maritală în cazul cuplurilor căsătorite și diadică în cazul cuplurilor care sunt oficial împreună, păi ce înseamnă satisfacție? Dar chiar ce înseamnă satisfacție? La ce nivel? Când, că noi spunem refer... satisfăcut, satisfăcut. Eu în momentul în care, pentru mine personal, în momentul în care pronunț satisfacție, mă refer la modul în care celălalt îmi asigură expansiunea sinelui. În momentul în care mă lasă să mă desfășor, în momentul în care îmi confirmă statutul de femeie. Adică, confirmarea statutului de femeie. Da, ce înseamnă să mă simt adică frumoasă, mai... să mă simt frumoasă, să mă simt atrăgătoare, să mă simt prețuită, să mă simt protejată. Femeia, în general, caută protecție din partea bărbatului. Da, aici caută... Deci aici ești într-o numai o lume diafană a emoțiilor, dar satisfacția poate să fie din punct de vedere corporal? Și din punct de vedere corporal. A, nu, păi cum poți să-mi spui? În primul rând corporal. A, așa, ok, aici sunt, corporal, în primul rând corporal. Da? Corpul, ce înseamnă satisfacție din punct de vedere corporal? Pentru că noi suntem terapeuți și în școala pe care, în sfârșit, în care lucrăm, spunem tot timpul, domne, orice totul este posibil să se întâmple în acest corp. Iar tu spui că
unul dintre elementele primordiale, unul dintre elementele fundamentale care duc la infidelitate este insatisfacția. Este și acum mă întreb, insatisfacția pornind de la ce? Că tu mi-ai spus, domne, eu vreau să fiu satisfăcută din punct de vedere emoțional, etc. Am spus și eu spun, domne, dar corpul, tu spui, în primul rând corporal. Deci, există, da, vorbim de două tipuri de satisfacții, așa. Sexuale, da. Și emoționale. Așa, astea sexuale sunt legate de ce? De corp. De corp, sigur, în sfârșit, da. Mulțumesc foarte mult. Da, da, cu mare drag. Da. Și emoționale. Da. Este vorba de acea dorință a mea sau a lui, al celuilalt de a fi ascultat, de a fi prețuit, de a fi confirmat, de a fi confirmat, da. Sigur că da. Și aici de a fi încurajat, de a fi încurajat, sigur că da, sigur. Ok. Că da. Despre asta toate că despre vorbim. Asta, deci putem spune că infidelitatea are ca motor insatisfacție pe linie sexuală și pe linie emoțională. Emoțională, sigur că da. Ok, în linia asta emoțională, sigur că tu te-ai ocupat. Aș mai putea adăuga. Da, te rog, asta vreau și să adaug. Dacă doriți continuați. Aș mai dori să adaug faptul că pe lângă ideea de fantezie sexuală și de insatisfacție în cuplu, ar mai fi și alte motoare care ne-ar putea duce la infidelitate, și anume la cauze legate de ereditate, de exemplu. Acestea, este vorba de o infidelitate indusă, coroborată cu un anumit comportament învățat în familie. Toată lumea știe faptul că copiii au tendința de a reitera comportamentul părinților. Așa și este. În momentul în care un fiu, un băiat, își va vedea tatăl călcând strâmb, la fel se va întâmpla și cu călcând strâmb din punct de vedere moral, din punct de vedere... Adică ce înseamnă pentru un copil că tata calcă strâmb din punct de vedere moral? E vorba de această comitere a infidelității. Deci copilul nu are în cap ideea de infidelitate, nu. Călcat strâmb copilul și... Copilul nu, dar copilul el... devenit adult mai târziu... Deci un copil care îl vede pe tata făcând ce? Comițând... Ce? Comițând infidelitate. Adică cum? Ducându-se în altă parte. Adică în altă parte unde? În altă parte, la alte... La alte ce? La alte femei. A, păi în afară de mama lui. Of, oamenii ăștia de știință, până spun, deci ok. Deci în momentul în care un copil vede că tatăl său se îndreaptă către se îndreaptă alte femeie către sau o altă acordă, femeie sau, a, sau acordă sau unei, unei femei mai multă atenție decât mamei lui, atunci în mod clar acesta va reprezenta un model... Un model de conduită. De conduită. Deci modelul parental patern. Asta este un... Da. Dar, șansele sunt foarte crescute ca în momentul în care acest copil devenit adult să comită și el infidelitate, pentru că acest comportament a fost văzut la tatălui. La fel și pentru fete. În momentul în care o fată își va vedea mama săvârșind infidelitate, același comportament îl va reitera atunci când va deveni adult. Aici, dar parcă aș adăuga un pic ceva în legătură cu conștientizarea. Da, conștientizarea puțin, da. Că nu este obligatoriu. Deci e foarte important să conștientizăm acest comportament al părinților pentru ca noi să nu-l repetăm. Știi, este aici că ai spus conștientizarea și ai îmblânzit lucrurile. Gândește, de exemplu, că la ora actuală sunt... foarte multe persoane singure, divorțate, dar au un copil. Că-i așa tată, că-i mamă. Să presupunem, mai multe sunt femeile cu copilul, pentru că legea spune că, să și până la o anumită vârstă, copilul are nevoie de o îngrijire care nu poate fi acordat decât așa de este. Mamă. Sunt și cazuri până la 2 ani, rare, dar rare când și tații au copii. Ok. Gândește că o mamă are un copil și să spunem că este fetiță, că, apropo de că și fetele, ok, și această mamă își caută un partener. Ce se întâmplă cu fetița când vede că mama nu este cu un partener pe care inițial îl agrează și fără a se ajunge la o intimitate sexuală, îl respinge și caută un alt partener? Ce putem face în situația asta? Aș adăuga două aspecte în contextul acesta. Primul, este foarte important să știm dacă fetița respectivă și-a cunoscut tatăl.
Adică? Dacă și-a cunoscut tatăl, dacă a cunoscut partenerul inițial al mamei. Sigur că este important, deci că de multe ori alegerile mamelor sunt făcute cu consimțământul copiilor. Sigur că pentru da. Că ele deși își caută un partener, pe adevărat ele caută în primul rând un tată, sigur, care da, dacă este sigur. Agreat de copil este ok, dacă nu este agreat rămâne o dulce prietenie. Pentru copil mi se pare tragică această întâmplare în care mama lui și-ar căuta un partener cu condiția ca el să-și fi cunoscut tatăl. Pentru că are tendința aceea permanentă și, să fim serioși, nu o putem exclude, de comparație. În momentul în care ai termen de comparație, atunci este greu să faci alegerea. Mie mi se pare tragic din perspectiva unui copil. Este greu să-ți dai acceptul. Să asiste la prezența unui alt partener în viața mamei lui. De aici o să pornim la multipli parteneri, ce se întâmplă în capul copilașului, ce se întâmplă în capul ei, ce se întâmplă în capul nostru și al telespectatorilor. Avem pauză de publicitate și vom relua dialogul pe care Diana ne-l provoacă cu dureri de cap. Suntem din nou în direct cu Diana, așa că să reluăm de unde ne-am întrerupt. E vorba de copiii care văd cum părintele este în această indecizie permanentă pe care să le aleagă, care e mai bun, dacă copilul își dă consimțământul sau nu. Ce se întâmplă în căpușorul acelui copil care spuneai tu că la un moment dat va fi amprentat cu un model disfuncțional, așa este. Pe care, de fapt, el îl învață vrute, nevrute. Este vorba de o imposibilitate a alegerii partenerului din partea mamei sau din partea tatălui, pe care copilul respectiv o resimte în momentul acela și care îl va afecta mai târziu. De aceea este foarte important să știm ce tată sau ce mamă se aduce în copilul nostru. Da. Aici ai pus punctul pe într-adevăr, să știm ce mamă și ce tată aduce în copilul nostru. Așa super. Este. Nu vreau să te scap și să ne spui așa. Aș vrea să știu dacă există mituri în legătură cu infidelitatea. Aș vrea să mai spui câteva cauze ale infidelității, că mi se pare că numai chestia asta sexuală și emoțională mi se pare prea puțin, pentru că emoțional, de exemplu, avem emoțional de la gelozie până la complexe de inferioritate. Așa. Și sexual de la disfuncții sexuale până la hipersexualitate. Așa. Deci avem o mulțime pe care nu le-a spus, sigur, nu facem un curs, deci am nevoie de câteva cauze mai profunde ale infidelității și după aceea mă țin de tine. Aș mai adăuga câteva cauze ereditare mai îndepărtate care țin de regnul animal căruia noi ca și oameni îi aparținem. Este vorba de acel imperativ biologic căruia bărbatul îi aparține și în care persistă, însă depinde de el dacă... Care e ăla? Imperativul biologic da, este masculul are dreptul. Masculul nu are dreptul. Dorește mai multe femele și pentru femelele ale... mai... Pentru a își perpetua așa, specia, okay. Sigur că deci, da. Deci bărbații acum cred că aplaudă, pentru sunt supraviețuire. Pentru sunt mulțumiți că prin asta le dăm frâul liber. Spune, domne, specia cere urmași, deci infidelitatea se acceptă. Prin extensie metaforică, acest concept de supraviețuire din rândul regnului animal poate fi tradus în perpetuarea speciei la oameni. Care înseamnă și o ușoară notă de infidelitate. Așa este, sigur okay. că da. Deci la nivel de specie, bărbații sunt salvați. La nivel de cultură, educație, normă, valori depinde morale, de, nu.
depinde de bărbat dacă alege sau nu să iasă de sub auspiciile acestui imperativ biologic. Și să depinde, aibă mai multe da, femele. Și depinde în ce model cultural erotic este format. Pentru că într-un model cultural, erotic, religios, creștin este într-un fel. Așa și într-un este. Model cultural, erotic, taoist este altfel. Așa este. Ok. Am înțeles. Spune-ne, te rog, ca să nu uităm că suntem într-o mii și una de nopți, asta e noaptea întâi, da? Te rog să ne spui și nouă, în afară de cauze, spune-ne, te rog, în legătură cu miturile acestea ale infidelității, și până la urmă miturile trebuie să ne conducă către faptul că văd că zâmbește, femeile înșală la fel ca bărbații, bărbații au, există tehnici speciale, de unde ne dăm noi seama bărbații că femeile sunt infidele și de unde femeile își dau seama că bărbații sunt infidele? Există într-adevăr câteva diferențe de gen în ceea ce privește infidelitatea, dar până acolo m-ați întrebat de mituri, da? Așa, există da. Într-adevăr câteva mituri care sunt absolut fascinante, de-a dreptul spectaculoase, care pun accentul pe latura pozitivă a infidelității, pe culpabilizarea celui trădat și pe deculpabilizarea celui care înșală. Adică, în limba română, adică, îi se dă dreptate celui care calcă strâmb și celui, cel care este victima, înșelat, da? Este criticat, asproblamat chiar. Aha. De exemplu? Mai mult în situația în care ești mamă. Ești mult mai aspru criticată și blamată în situația în care ești mamă. Adică bărbatului se cam iartă, îi se cam iartă, se pune pe ca și explicații, justificări e ca un fel de dublu standard care aici, dacă noi, se da? Găsesc. Nu este vulnerabil la nurii femei în general. Asta este o am văzut un dialog cu Florin Piersic care spunea că domne, eu sunt cam slab de țâțână. Și întreba, domnule, ce? Adică slab în fața eternului feminin, slab de țâțână. Mi-a plăcut foarte mult. Este o metaforă pe care am să o folosesc cât pot de mult și care explică ceea ce spui tu. Într-adevăr, pentru bărbați există o anumită lejeritate. Apropo de Florin Piersic, aș adăuga un aspect care ține de ce facem noi, da? Da, și de-a dreptul comic, ce poate să spun. Limităm la povestea la un moment dat, în cadrul unei emisiuni, faptul că i-a spus soției, măi, nevastă, mă duc să-mi fac plinul la mașină. El, în momentul acela, a zbugit-o cu mașina în Germania, nevasta neștiind unde el. S-a dus să facă plinul. Și-a... Da, ok, noi nu știm ce înseamnă să facă plinul. Important asta este... pentru că mi-am adus aminte de okay. o povestire. Important este că, spuneai tu, există niște mituri care, zine unul, care sunt fascinante și... Se spune că, în general, bărbatul înșeală mai mult decât femeia, ceea ce nu este adevărat. Asta pentru că... Pentru că în ziua de astăzi, să fim serioși, femeia este, se arată mult mai disponibilă și mult mai atrasă de domeniul ăsta infidelității. Nu numai că este disponibilă și atrasă, dar și femeile asta s-au și luminat. Și bărbatul a devenit mult mai vulnerabil. Da, femeile s-au luminat ca și bărbații și au înțeles că la un moment dat gândirea aceasta masculină, cum că sexualitatea, sexul este una și iubirea este altceva, au început să învețe și femeile chestia asta. Nu știm cât este de bine, cât este de rău. Important este că suntem în mileniul 3 și se pare că sexualitatea se îndreaptă către altceva. Nu înseamnă că familia o să dispară, dar pe semne vom asista în viitor la alte tipuri de familie. Ok. Sigur că da. O altă credință pe care aș adăuga-o ar fi faptul că există această tendință de a ne înșela partenerul sau partenera cu o persoană mult mai frumoasă decât ceea ce avem acasă. Mai frumoasă ca ce? Mai frumoasă din punct de vedere fizic. Aici am impresia că suntem limitați puțin pentru că există persoane fizic, eu știu, care sunt disgrațioase, dar spiritual sunt de o frumusețe desăvârșită și există modalități de a ne apropia de cei care ne împlinesc, nu numai din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere spiritual și dacă stai și te gândești chiar pentru ce vrei tu să faci și din practica clinică, observăm că până la urmă multe din motivele infidelității pe care noi le categorisim, cum ai spus tu, de fapt ascund această nevoie de împlinire spirituală pentru că
mulți vrem să ajungem, dacă vrem, în acea divinitate care înseamnă și împlinire sexuală, corporală, emoțională, etc., etc. Așa este. Bărbații înșală altfel decât femeile, femeile înșală altfel decât există bărbații? Există o diferență. Există o diferență în modul de înșelare. Abia aștept să învăț, da? Ia să vedem. Se spune că bărbații... Ce fac femeile? Ce fac femeile? Femeile sunt mult mai afectate de infidelitatea sexuală, în timp ce bărbații sunt mult mai afectați de infidelitatea emoțională. Eu credeam că e invers. Nu, nu este deloc invers. Nu, deci femeile, doamne, nu-i nimic, te duci, doamne, dar iubirea este pentru mine. Și aș mai adăuga un lucru la ceea ce am spus adineaori, faptul că femeia resimte suferință în momentul în care partenerul acesteia o înșală din punct de vedere sexual, în timp ce bărbatul resimte furie, în timp ce femeia lui îl înșală emoțional. Este mult mai deranjat bărbatul atunci când femeia de lângă el se implică emoțional. De aceea și manifestările care în final se traduc sunt în crime diferite. Pasionale. Absolut. Sunt mai degrabă de domeniul masculin decât feminin. Deci bărbații, pentru general. Că ei sunt așa furioși. Este. Așa este. Deci mi-ai spus în esență, dar așa ca scenariu am putea să spunem, de exemplu, faptul că el comunică pe internet cu... Nu știm cu cine, pentru că persoane. internetul îți dă posibilitatea să ai orice identitate. Sigur faptul că el comunică pe internet sau ea comunică pe internet și stă ore în șir pe internet, crezi că este de natură să deranjeze. Ne spună nouă că există un stil, că în fond amândoi stau pe internet? Sigur că da. Aici revenim la ceea ce am menționat la începutul emisiunii, de acea limită mai mult sau mai puțin sensibilă pe care fiecare partener din cadrul cuplului respectiv o are sau nu. Eu pot să fiu mai mult sau mai puțin sensibilă la butonarea tastelor de telefon sau a tabletei sau a calculatorului din partea soțului meu. Soțul meu poate că nu este atât de sensibil în momentul în care eu butonez telefonul, poate că nu-l pun pe gânduri. Deci este vorba de acea construcție socială de care spuneam. Infidelitatea de fapt este un construct social, este o percepție proprie. Este exact ceea ce spuneam, faptul că ea diferă de la cuplu la cuplu. Este diferită de la cuplu la cuplu. E vorba de ceea ce înțelege fiecare. Dacă îi dăm pe înțelegere, atunci suntem departe de realitate, că așa constituie lumea cognitivă, așa este doar 5%, 90% este altă așa lume este. Care ne domină și să nu uităm că tot ceea ce facem noi și care... Noi încercăm să raționalizăm tot ceea ce facem din cauză că de multe ori pornește dintr-o nebuloasă care înseamnă o magmă afectivă legată de aspirații neîmplinite, că sunt aspirații corporale, că sunt aspirații spirituale, dar magma aceasta, în mod sigur, ne duce acolo pentru așa că... Este. Hai să vorbim de un lucru pe care... Noi nu l-am abordat până acum în emisiuni. Există posibilitatea somatizării unor disfuncții de cuplu care ar putea să dispară ca urmare a faptului că lumea aceasta afectivă poate fi trăită sub forma fanteziilor de care ai spus, discuțiilor libere pe tabletă? Sigur că există posibilitatea acestei somatizări. Sigur că da, sigur că da. În cazul în care aceste nevoi nu sunt satisfăcute în cuplu respectiv, nu? La asta da, 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 da. Sigur că da. Pot apărea durerile de cap, pot apărea bube în stânga, în dreapta, pot apărea... Dermatite, deci se întâmplă ceva cu pielea, sigur se întâmplă ceva cu capul, se întâmplă ceva cu o parte a corpului. Să nu mai vorbim de acele stări de agitație permanente, continue, de care partenerul respectiv dă dovadă în momentul acela. Pentru că ascunde ceva. Deci în momentul în care partenerul intră în agitație psihomotorie, trebuie să ne gândim că este o nevoie a lui... Este în situația în care trebuie să apeleze la minciună. Da, dar știi că uneori în cuplu se duce o tensiune până un anumit punct și după aceea se lasă omul baltă. Adică, domne, e foarte bine, l-ai ridicat, acum gata, să ne oprim, vorbim mâine. Nu e satisfăcută. Lasă, vorbim mâine. Și atunci el sau ea intră în agitație, intră pe net, oricine netul, în fond... Și își continuă satisfacerea acelei nevoi pe care acea persoană nu i-a îndeplinit-o la momentul respectiv. Da. Aș adăuga. Ok. Da, este adevărat. Ești priceput. Abia aștept să citim cartea pe care ne propunem în viitor să o
elaborăm, da, ca să lămurim lumea că... Îmi doresc foarte mult asta. Ok, și eu îmi doresc foarte mult, dar să spunem telespectatorilor că una dintre preocupările tale importante este elaborarea unui instrument care să măsoare infidelitatea pe care tu l-ai realizat. O parte din ea și fost publicată în prima carte a primei conferințe naționale de acum 2 ani. Haideți să arătăm volumul. Deci asta este... Ok. Aș vrea, Diana, să ne spui în câteva cuvinte ce înseamnă acest... La ce anume se referă el. La ce se referă chestionarul și te rog, că te-am și rugat, să aplici telespectatorilor o parte din chestionar, să le dai și cum să... Ceva palpabil. Să vadă și ei acum unde sunt cu fidelitatea lor, că toată lumea e fidelă dimineața până seara și de fapt e infidelă 24 din 24 ore. Așa este. Am simțit nevoia elaborării acestui chestionar cu calități psihometrice absolut în regulă, pentru că în literatura de specialitate nu există. Deci este primul chestionar în literatura de specialitate pe plan mondial. Ești o vedetă. Da, okay. Care măsoară nu orice tip de infidelitate, ci dimensiunea comunicațională a infidelității. Nu știu câți dintre dumneavoastră au auzit de infidelitatea comunicațională. Adică ce înseamnă asta, dacă nu vă supărați? Nu mă supăr, mare plăcere. Infidelitatea comunicațională este un act intenționat de a intra într-o relație extradiadică, extraconjugală, cu scopul de a transmite partenerului un anumit mesaj. Vorbim de anumite tipuri de mesaje. Adică, tipuri de mesaje. Intru în legătură cu altcineva pentru a-i transmite mesajul că vreau să fac... Vreau să mă răzbun. Vreau să mă răzbun pe tine că mi-ai făcut rău în trecut. Aha, și eu intru în cadrul acestei relații cu scopul de a-ți transmite ție faptul că eu vreau să mă răzbun. Câtă cruzime. Asta fac bărbați sau femeile? Sunt deopotrivă și unii și alții. Mulțumesc. Nu știam cine-i cu cornițe aici. Un alt tip de mesaj pentru care aleg să intru într-o relație de infidelitate este cel de gelozie. Vreau să te fac gelos sau geloasă. Eu intru în această relație de infidelitate cu scopul să te fac pe tine gelos sau geloasă. Vreau să te rănesc. Da, profund. Să te rănesc. Poate pe viitor îți va trece prin cap să mă apreciezi mai mult. Și să vezi ce ai pierdut. Deci de asta îți dau peste cap, ca pe viitor să vezi ce ai pierdut. Ok, foarte frumos. Este o aventură de tip observă-mă. Da. Observă-mă. Foarte frumos. Bine, du-ne la instrument, că de acum... Și aș mai adăuga alt tip de mesaj, cel de ajustare sexuală, pe care l-aș corbura cu conceptul acela de confirmare a statutului de femeie, respectiv de bărbat. Așa, de validare. În cuplu. Vorbim de acel statut de validare, de dorință a partenerului sau a partenerii de a fi apreciat, validat sau validat, confirmat că este într-adevăr unic și de neînlocuit. Așa este, da. Cu toate că cimitirile sunt pline de neînlocuit și de unici. În sfârșit, dar dorința asta mea de elaborare chestionarului a plecat dintr-o stare de absolută iritare, chiar am să-i spun nervozitate. În momentul în care am absolvit facultatea de psihologie, am ținut neapărat să cercetez această dimensiune comunicațională a infidelității și m-am enervat la culme că nu am găsit niciun instrument. Un instrument. Și atunci ai elaborat instrumentul. Dă-ne câteva întrebări din el, spune, zine-ne ceva. Este foarte important să precizăm consemnul în ceea ce constă instrumentul. Ideea este că trebuie să ne gândim, da, la o relație serioasă. Deci, adesea, gândiți-vă la o relație serioasă, bazată pe iubire și angajament, pe care dumneavoastră ați avut-o, o aveți momentan, sau pe care ați dori să o aveți în viitorul apropiat. Imaginați-vă, este foarte important să prindem ideea, imaginați-vă că partenerul sau partenera dumneavoastră manifestă un interes mult prea mare pentru o altă persoană pe care a cunoscut-o pe o rețea de socializare. Okay. Deci asta este un consemn. Un consemn, da? Hai să vedem întrebările. Întrebarea este următoarea. Care credeți că ar fi cauzele pentru care partenerul sau partenera dumneavoastră alege să intre în acea relație? Bine, chestionarul meu are 42 de itemi. Eu voi selecta 10. Selectează că timpul fuge. Deci prima întrebare ai pus-o. Așa este. Ideea este că o să trebuiască să vă acordați câte un punct pentru
scala răspunsurilor variază de la 1 la 5. Așa. 1, imposibil, 2, foarte puțin posibil, 3, posibil, 4, foarte posibil, 5, cu siguranță. A, deci la, fiecare, de la imposibil la cu siguranță. Sigur că da. Okay. Fiecărui acestui cuvânt îi aparține o cifră. Așa. Această cifră coincide cu scorul pe care îl și alocăm. Așa. De altfel. Întrebările, te rog. Bun. Am să aleg în felul următor. O prima întrebare ar fi: dacă ați afla că partenerul sau partenera dumneavoastră a avut o aventură de o noapte cu o altă persoană de pe o rețea de socializare, dumneavoastră ați considera că acesta sau aceasta dorește să inducă distanță relațională între voi doi? Și pe o scală de la 1 la 5, adică imposibil, foarte puțin posibil, voi repeta ca să se fixeze. Nu, mai o singură bine. Dată, că ei vor reține, da? Da, foarte probabil, cu siguranță, răspundeți, încercuiți, în funcție de părerea dumneavoastră personală. 2. Dacă ați afla că partenerul dumneavoastră acordă o atenție sporită altei persoane de pe o rețea de socializare, dumneavoastră ați crede că dorește să vă facă gelos sau geloasă? Okay. Încercuim în funcție de părerea personală. În cazul în care ați afla că partenerul dumneavoastră a reluat, asta mi se pare foarte dură, a reluat o relație cu un fost sau o fostă partener sau partener pe care l-a regăsit pe o rețea de socializare, dumneavoastră ați crede că o face pentru confirmarea statutului de bărbat sau femeie. Da? Da. Vorbim de reluare, de okay. O reluare, da. A așa. Unei relații care s-a desfășurat, da, odată în trecut. Sigur. Da. În cazul în care ați aflat că partenerul dumneavoastră este tandru cu altă persoană de pe o rețea de socializare, ați crede că o face pentru a trece printr-o depresie sexuală în cadrul relației dumneavoastră. Tot așa, de la 1 la 5, încercuiți varianta okay. care vi se potrivește. În cazul în care ați afla că partenerul dumneavoastră păstrează amintiri de la o altă persoană pe care a întâlnit-o pe o rețea de socializare, dumneavoastră ați crede că acesta consideră că totul s-a terminat între voi doi. De la 1 la 5, încercuiți. Da, da. Ok, de la 1 la 5 apreciază, da. În cazul în care ați aflat că partenerul dumneavoastră preferă mai degrabă compania altei persoane de pe o rețea de socializare decât cea a dumneavoastră, ați crede că dorește să se răzbune pe dumneavoastră. Care o altă întrebare. Da. Okay. În cazul în care ați aflat că partenerul dumneavoastră dorește să aibă o relație serioasă, bazată pe iubire, și asta este dură, cu altă persoană de pe o rețea de socializare, dumneavoastră ați crede că este teamă să nu rămână singur sau singură. Da. În cazul în care ați aflat că partenerul dumneavoastră oferă cadouri, face complimente unei alte persoane de pe o rețea de socializare, dumneavoastră ați crede că dorește să-și confirme statutul de bărbat, respectiv femeie. Și întrebarea 10? A, le-ați numărat? Asta da, nu, este a noua. Așa. În cazul în care ați aflat că partenerul dumneavoastră a acceptat invitația sau a invitat în oraș o altă persoană de pe o rețea de socializare, dumneavoastră credeți că este teamă de a nu vă pierde. Tot așa, aceeași poveste de la 1 la 5 și ultima. În cazul în care ați aflat că partenerul dumneavoastră s-a îndrăgostit de o altă persoană de pe o rețea de socializare, dumneavoastră ați crede că o face din răzbunare. Și răspundem de la 1 la 5, de dureros. La imposibil, deci, la deci cu dacă, siguranță. Deci numai astea 10 cred că au dus inimile în gât la mulți telespectatori. Îmi închipui ce este cu întreg chestionarul. Așa că, stimați telespectatori, veți afla, dacă vă interesează, numărul Dianei Filimon și cu ajutorul ei veți putea să aflați și mai profund ce se întâmplă cu dumneavoastră, cu partenerul dumneavoastră, sau dacă vreți să vă luați partenerul de mână, vă suiți în mașină, vă duceți la Diana și Diana la cabinetul ei vă arată. Da, vă evaluează. Acest instrument, prima parte a fost publicată, partea a doua este sub tipar acum. Da. Cred că este un instrument foarte bun. Ne atrage atenția că în fiecare clipă suntem supuși tentației și așa nu este. Știu, apropo de ce facem noi, nu știu cât putem să rezistăm atâta vreme cât în fiecare zi stăm cel puțin 2-3 ore pe calculator, suntem așa pe este. Net, iar ofertele sunt nemăsurate. Atât de tentante, da. Sunt și, atât nu de... Știm, și nu știm când anume ieșim de sub auspiciile fidelității și când intrăm într-o lume a infidelității. Asta, păi asta era și întrebarea pe care asta o spuneai. În ce era. Moment sigur intrăm și da. În ce moment ieșim? Da. Nici nu mai da. Știm când intrăm da. Și când ieșim, da. Dar, dar am văzut că ești foarte subtilă, ne dăm seama când suntem.
Adică suntem agitați, avem întrebări, nu știu ce, suntem ocupați la servici, ne ducem cu băieții la o bere. Suntem ocupați, da. Dorim să fim ocupați. Când suntem foarte ocupați, înseamnă că de fapt noi dăm primele semne de infidelitate. Așa, da? Și acest chestionar abordează două aspecte destul de importante și valabile în societatea în care trăim. Infidelitatea online, care este o dimensiune nu neapărat nouă, dar foarte actuală, și latura comunicațională a infidelității. Deci abordează două aspecte absolut spectaculoase din câmpul acestui concept de infidelitate. Deci acest atac al infidelității din toate pozițiile este un atac foarte puternic. Problema este următoarea. Crezi că, te întreb așa, sigur, n-ai cercetat, dar la vreme de seară. Crezi că această infidelitate are soarta să fie eradicată? Să scăpăm de ea? Eu una nu cred. Dacă mă întrebați pe mine personal, nu cred. Nu cred. Există această tendință care se trage din regnul animal, de exemplu, da? Deci, care rezidă în cauze ereditare mult mai îndepărtate. Și anume în acel imperativ biologic de care vorbeam. Asta vreau să spun. Adică vrei să ne spui și aici într-un vers de acord. Biologia, într-adevăr, biologia învinge tot. Biologia trece peste orice normă. Oricât am dorit noi, dacă pe moment se pare că lucrurile sunt în direcția pe care o dorim, adică pe moment, dacă pare că noi modelăm realitatea conform unor norme care să ne dea o anumită liniște și stabilitate, pe termen lung, biologia nu poate fi abătută de la drumul ei, că acum suntem în final de emisiune, gândește ce înseamnă infidelitatea. Noi am vorbit de infidelitate raportându-ne la cuplurile heterosexuale. Dar ce înseamnă infidelitate în cadrul cuplurilor homosexuale? Sigur că da, în cadrul minorităților sexuale. Unde sunt încă multe teme de dezbătut în privința cercetării infidelității. Mai am o întrebare când ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Crezi că am putea să găsim o soluție printr-o cale religioasă? Crezi că asta este o soluție? Sau o cale, hai să nu, religioasă este restrictivă. Crezi că o cale spirituală ar putea să constituie un mod de a nu mai vorbi de infidelitate? Spiritul poate să... Infidelitatea a existat dintotdeauna, din cele mai vechi timpuri. Cred că poate fi, dar vorbim de iarăși de acele limite pe care fiecare dintre noi le are sau nu. Mai mult sau mai puțin sensibile. Depinde deci, ceea ce înțeleg eu. Deci în măsura în care vom putea toți să ne conectăm la un model cultural erotic în care infidelitatea nu există, atunci am putea presupune că acest lucru ar putea să ne ajute. Dar în momentul în care există atâta diversitate culturală, deci în momentul de față suntem pur și simplu nebuniți de diversități, de atâtea nuanțe, sigur că ceea ce ne propunem noi este un act eroic. Ești o persoană sacrificială. Acum suntem după Paște, nu te văd ca mielul răstignit, dar te văd, adică, zbătându-te într-o problemă care dă de muncă de mult timp multora, și dacă tu vei putea să ne aduci cu ajutorul conceptului, să ne aduci undeva la liman, o să-ți mulțumim și noi. Oricum, pentru acest chestionar, care este unic în literatura de specialitate pe plan mondial, ceea ce privește dimensiunea comunicațională a infidelității. Și... Deci, în privința aceasta, mai avem un singur minut și aș vrea să adresez un cuvânt vis-a-vis de cum vezi tu fidelitatea pentru România. Mai avem 30 secunde. Fidelitatea pentru România? Da. A cuplurilor. Cred că suntem pe drumul cel bun. Adică? Așa consider. Consider că limitele, odată considerate foarte rigide, s-au elasticizat, s-au flexibilizat. Ok. Îți mulțumim, Diana, pentru că ai fost, și pentru că ne-ai susținut de multe lucruri și abia aștept să mai vin să ne întâlnim și după conferință. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci, îți mulțumim pentru acest chestionar și îți mulțumim pentru că sufletul tău l-am simțit aici din plin revărsându-se ca un dar. Mulțumesc. Din suflet.